Bună ziua! În acest video vom face un unboxing la un ATV de 150 de centimetri cubi, ATV tip HB. El vine, vine împachetat în această cutie. Are 170 de kilograme. Dimensiunile le puteți vedea. Așa, vom desface cutia să vedeți ce este și înăuntru. Ok, așa vine el, așa arată în cutie. Are un cadru metalic de jur împrejur și acest carton care o să-l rupem. Ok, așa arată după ce am desfăcut și cartonul de jur împrejur. Aici avem roțile, portbagajele, oglinzi. Cealaltă roată, aici avem o scăriță. Ok, mai departe vom desface acest cadru metalic, da, care este prins cu niște șuruburi. Pentru asta avem nevoie de o șurubelniță în stea, în cruce și o cheie de 10 să ținem pe partea cealaltă. Ok, așa arată după ce am desfăcut și partea de sus. De la cadru mai rămâne o parte de jos. Vom desface ușor, vom scoate roțile și toate portbagajele, să eliberăm puțin locul. De asemenea, putem să desfacem această protecție. Apoi vom muta ATV-ul, vom scoate de pe acest cadru. Și o să începem prin a-l monta. Ok, așa arată după ce am scos tot ce era în cutie. Deci acestea sunt roțile de pe spate. Avem aici ATV-ul, bulbarul de pe față, stopul, o roată față, portbagaj, cărițele, celălalt portbagaj, încă o roată față, spătarul și oglinzile. Acum, pentru a-l monta, o să scoatem de asemenea cadrul acesta de sub. Ok, prima oară o să montăm amortizorul pe punte. Deci, vedeți, aceasta este puntea, se poate ridica. Și o punem la amortizor, l-am suspendat aici ca să putem să mișcăm puntea spate cum dorim, această basculă, și vom prinde amortizorul. Apoi vom fixa și roțile. Ok, ridicăm bascula. Așa, prindem șurubul. Acesta trebuie să treacă prin urechile de la basculă și bucșa de la telescop, la amortizor. Așa. Și o prinde cu piulița în partea cealaltă și o strângem. Ok. Strângem cu un 13 și un 14. Strângem bine. Așa. Acum vom scoate capra de sub basculă, vom suspenda axul spate și vom pune roțile. Ok, după ce l-am suspendat de spate, o să desfacem piulițele și cu aceste shape și o să montăm roțile de pe spate. Să țineți cont la roți, pentru că acestea au sens de rotație, deci V-ul trebuie să vină către față. Acesta este interiorul jantei, deci această roată vine pe partea dreaptă. Așa.
intra pe caneluri, apoi punem șaiba împreună cu piulița, strângem un pic la mână. Ok, la fel și în partea cealaltă. Mișcați ușor de ea până intre cum trebuie pe caneluri. Așa, la fel șaiba, apoi piulița. Ok, le-am strâns ușor la mână. Ok, acum vom suspenda și fața. Punem la fel, la jumătate. Aici, ok, avem de prins amortizoarele, deci desfacem țipla de pe ele, și de pe acesta. Deci, acesta este deja fixat, dar trebuie strâns. Deci nu este strâns suficient. Acesta este tamburul de frână. Okay. Avem fuzeta. Aceasta vine prinsă aici în pivotul de jos. Apoi bileta de direcție. Pivotul superior îl vom strânge după ce îi facem direcția. La fel și în partea cealaltă. Avem în partea aceasta brațul, așa, vine prins aici, aici amortizorul, prima oară vom prinde amortizorul, slăbim șurubul, ok, prima oară o să băgăm amortizorul pe brațul de jos, așa, trecem șurubul o parte în alta, prindem cu piulița, strângem, avem un 13 și un 14, ok, lăsăm brațul jos, verificăm și sus, da, este strâns. Ne mutăm și pe partea cealaltă, să verificăm pe aici, la fel să fie strâns. Așa, acesta este slab, deci trebuie strâns. Ok, la fel și sus. Ok, l-am strâns și sus. Acum prindem fuzeta în pivotul inferior. Așa, punem piulița. Nu o să o strângem definitiv. Strângem puțin la mână. Apoi biela de direcție. Îi punem și la aceasta piulița. Aceasta putem să o strângem definitiv. Pivotul inferior putem să-l strângem. Pivotul superior o să-l lăsăm slab pentru a regla direcția. Și iarăși o să umblăm la bilete de direcție. După ce îi punem roțile, să-i reglăm puțin direcția și unghiul de fugă. Ok, vom strânge cu un 19 pivotul inferior. Apoi în trusa cu scule avem siguranța, putem să-i punem și siguranța.
Așa. La direcție avem un 17. La fel strângem și aici. Ok. Le vom pune siguranțele. La fel facem și în partea cealaltă. Oară pivot. Ok. Punem piulița la pivot. Așa. Apoi capătul de bară. Așa, le strângem la fel 19 cu 17. Ok, cu 17 la direcție. Așa. Putem pune siguranțele. Punem și siguranțele. La fel și în partea cealaltă. Mai departe montăm roțile. Prima oară tamburul de frână are acest scob care vine fixat aici. Ok. Apoi roata. La fel țineți cont de sens. Ok. Trebuie ușor roata. Atenție la tambur să nu se deplaseze. Apoi punem piulița. Așa, o vom strânge când îl lăsăm pe roți. La fel și în partea cealaltă. Îți facem piulița. Tamburul. Ok, punem tamburul. Apoi roata. Piulița. Ok, și piulița. Așa o strângem ușor la mână. Și acum putem să-l lăsăm jos. Pentru a să-i reglăm și direcția. Ok, mai departe o să-i punem și coarnele. Deci avem suportul cu 4 șuruburi. Așa. Trebuie să desfacem țipla aceasta de pe el. Să vedeți și cum îl montați. Îl montați invers. Ok. Deci accelerația trebuie să vină în dreapta. Fiți atenți și la cablu, să vină cum trebuie pe aici. Ok, deci așa. Punem suporții. Așa, să nu uitați de aceste indicatoare. Așa, acestea vin prinse aici, în partea de spate, despre noi. Da, deci punem și partea de sus. Punem controlul. Pe celălalt, încă un șurub. Așa,
iar la partea din spate o să prindem împreună cu acest indicator. Deci punem turbul să treacă prin indicator. Așa le centrăm stânga-dreapta, vedeți că au niște riduri pe ele. Acelea trebuie să vină chiar sub aceste, sub acești suporți, ca să nu se învârtă coarnele față-spate. Okay. Avem nevoie de un 10 pentru a le strânge. Le puteți fixa mai pe spate sau mai în față, cum doriți, fiecare după preferințe. Am montat coarnele ca să vă fie mai ușor să putem să reglăm direcția, să vedeți exact poziția coarnelor, să fie drepte ca să meargă ATV-ul drept atunci când ține coarnele drepte. Așa, acum punem cornele să fie drepte și ne uităm la roți. După cum observați, această roată este foarte deschisă. Unghiul este ok, deci unghiul de cădere este ok. Asta înseamnă că la pivot nu trebuie să umblăm, trebuie să umblăm decât la bara de direcție. Așa, iar la roata cealaltă este foarte ok cum este. O lăsăm așa. Deci este perfectă aceasta. Deci trebuie să umblăm la aceasta să mai închidem puțin. Deci vom desface aici la bara de direcție. Ok, deci ca să umblăm la direcție, avem pivotul de sus, pivotul superior, de unde scoatem roata ori către exterior, ori o aplicăm către interiorul ATV-ului. În cazul nostru roata este ok, ca și unghi cum stă pe sol. Singurul lucru, o avem foarte deschisă pe unghiul de fugă, deci este vârful roții către exterior. Asta înseamnă că trebuie să umblăm la tija de direcție, să împingă din spate și să vină vârful roții către interiorul ATV-ului. Pentru asta am slăbit ambele piulițe și uitați cum învârtim de această tijă, cum se schimbă unghiul de fugă. Vedeți, acum am adus-o foarte mult către interiorul ATV-ului, deci trebuie puțin de tot intrată în interiorul ATV-ului vârful, deci puțin de tot către interior, la ambele roți. Ok, cam asta este, apoi strângem ambele piulițe. Să nu uitați de coarne, să verificați în permanență ca acestea să fie drepte, să nu vă păcălească. Coarnele sunt ok, roțile sunt ok, putem să strângem toate piulițele. Ok, vom strânge și pe cele de la pivoții superiori. Ok.
și mai departe vom pune bulbarul, să facem cele două șuruburi. Prindem bulbarul în aceste două șuruburi. Ok, după ce am strâns puțin bulbarul, avem aici în partea de sus masca aceasta. O punem la locul ei. Așa, am două clipsuri aici în lateral și pe acesta în față. Ok, am fixat-o pe poziții. Apoi vine portbagajul acesta. Avem două șuruburi lungi acestea, care vin aici în spate. O să scoatem așa, au aceste distanțiere. Ok, deci vine șurubul, deci, într-o parte și în cealaltă, apoi distanțierul, deci, și într-o parte și în cealaltă, punem pe gaură, așa. Și pe dedesubt vom prinde pinguița, să ne menim prin ambele carene. Okay. Apoi punem pinguița pe dedesubt. Da. La fel și în partea cealaltă de carene. Așa, piulița pe dedesubt. Așa, nu trebuie să o strângem. Apoi venim cu bulbarul. La fel are două șuruburi. Desfacem. Ok. La loc. Așa. Apoi punem șuruburile, da, trecem până prin bulbar și pe acesta punem piulițele. Și apoi strângem toate șuruburile. Așa. 10 și ținem contra. Punem acest suport spate cu stop, să prindem aceste 4 șuruburi. Avem aici. Îl fixăm în cele 4 șuruburi, nu trebuie definitiv. Ok, la fel și în partea cealaltă. Avem această mufă
pe care o conectăm la instalație. Este o mufă mamă cu tată, este singura mufă de aici din spate, liberă. Deci nu aveți cum să greșiți. Am conectat-o. Nu le strângem definitiv, că poate mai trebuie să mișcăm stânga-dreapta. După ce îl fixăm și pe cel de sus, adică acesta, așa, apoi o să strângem șuruburile definitiv. Ca să îl prindem pe acesta, trebuie să slăbim aceste 4 șuruburi. Venim cu portbagajul. Așa, îl centrăm ușor. Ok. Acum prindem șuruburile. După ce am apropiat șuruburile, o să-l centrăm puțin, ne uităm să fie drept și apoi strângem toate cele 8 șuruburi. Deci putem să-l lăsăm și mai în jos, și mai în sus, și mai în stânga, și mai în dreapta. Ne uităm să fie cât de cât drept și apoi îl strângem. Okay, mai departe o să punem scărițele, desfacem cele 2 șuruburi. Desfacem și șuruburile de pe scăriță. Puneți-le la îndemână, că o să avem nevoie de ele. Ok, după ce am desfăcut, vom pune carena scărița ușor pe la locul ei. Vedeți că are aici aceste două cleme care intră aici pe carenaj. Este băgată un pic de sus. Așa, o clipsăm ușor aici. Trebuie să desfacem și țipla aceasta. Ok. Așa, apoi vom introduce șuruburile ușor. Ok. Trebuie să prindem și pulițele pe spate. O tragem pe poziție. Așa, prindem și pe aceste două de jos. Ok, la fel și în față, un șor care n-a ajuns. Așa. Ok, un
șuruburile. Ok, la fel și cu partea cealaltă. Să facem șuruburile. Așa, punem cucărița. La fel, avem aceste două cleme. Se vor arată de sus un pic. Am fixat-o în spate. Acum vom prinde și șuruburile de carenă. La fel desfacem țipla aceasta ca nu ne și încurcă. Prindem șuruburile. Ok, la fel și în partea din față. Și ultimul. Ok, le strângem pe toate și am terminat și cu scărițele. Ok, mai avem acest ochi de pisică, îl punem aici. Apoi vom strânge roțile, vom pune siguranțele la roți, la piulițele de la roți și vom pune bateria. Ok, la roata din spate avem un 30. O strângem bine, apoi băgăm siguranța. Ok, îndoim siguranța. Pe față avem un 21. Okay. Strângem și pe față. Ok. Punem siguranța.
mai avem bateria de legat. Așa avem plus și minus. Roșu la roșu, negru la albastru în cazul acesta. Protecția aceasta. Așa. La fel și la minus. Așa. Acum șaua are această placă care intră aici și sistemul de prindere care intră aici. Deci vine băgat un pic dinspre spate către față. Așa, și ne lăsăm un pic pe ea. Și cam asta a fost. Mai avem de pus oglinzile. Aici avem cheile. Și mai avem oglinzile. Le lăsăm ușor la locul lor. Ok, cam asta a fost. Acesta este ATV-ul. Aici avem schimbătorul. O să facem și un clip cu pornirea și cu instrucțiunile de pornire și de utilizare. Vă mulțumim!